Iveco Românian, parteneriat cu Dutch Truck Services, a deschis în apropiere de Deva un nou punct de vânzare și servis. Iveco România continuă astfel politica de expansiune pe care a avut-o anul acesta, oferind totodată și servicii mobile. Mă bucur să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, alături de autorități și, bineînțeles, alături de partenerii noștri Dutch Truck Services, pentru inaugurarea acestui punct de vânzare și de servis. Acest punct de vânzare este al 22-lea pe care Iveco are în România și este al 25-lea punct de serviciu pe care Iveco are de asemenea în România. Anul acesta am deschis locații noi de serviciu și de vânzare la Galați, la Sibiu, astăzi la Deva și până la sfârșitul anului mai avem unul în partea de sud. Noua sucursală este un punct de referință pe coridorul Arad-Constanța, cel mai tranzitat din România, care va gestiona numeroase activități, printre care consultanță comercială și financiară oferită clienților, inspecție tehnică a vehiculelor, asistență tehnică și vânzare de piese de schimb. Coridorul Nădlac-Constanța este un coridor extrem de important din punct de vedere al traficului de mărfuri și al traficului de mărfuri grele. Și obiectivul nostru este, și a fost, l-am spus acum un an și jumătate și astăzi l-am îndeplinit, că pe acest coridor dorim ca distanța medie între două puncte de serviciu să fie de 120 de kilometri. Și astăzi reușim să îndeplinim acest lucru. Asta înseamnă că transportatorii, clienții noștri, în cazul unei necesități de asistență tehnică, în decurs de o oră și jumătate pot ajunge la oricare din aceste puncte de servis sau serviciurile mobile pot ajunge către dânsi. Investiția făcută la Sfânt Andrei este de peste 1 milion de euro, având impact și asupra comunității locale, contribuind la crearea de noi locuri de muncă. Pentru noi e o zonă foarte importantă, de aici să începem să acoperim partea de vest. Investiția altfel a fost destul de importantă, am investit peste 1 milion de euro și asta e numai faza incipientă. Suntem în fază de așteptare niște autorizații pentru a putea extinde capacitatea de servis cu încă 20%. Voi fi 2 noi linii de lucru. Avem un colectiv extraordinar. Mă mândresc cu faptul și sunt convins că nu există un alt servis de camioane la acest standard în zona respectivă și asta ne ajută să ținem promisiunea care facem la toți clienții noștri. Noi nu suntem aici să dăm o factură de la un producător la un client împreună cu camionul. Suntem aici să asigurăm că acest camion o să fie o investiție profitabilă pentru clienții noștri în toată viața lor. Sediul are o suprafață de peste 800 de metri pătrați și include un atelier cu 8 posturi de lucru, o magazie de piese de schimb cu etaje de peste 150 de metri pătrați, o stație ITP și birouri. Iveco România a avut o cotă de piață de peste 20%, constant în ultimii 5 ani, fiind pe locul întâi în preferințele românilor. Deschiderea punctului de vânzare și servici, situat în Sfânt Andrei, șoseaua națională, numărul 2, este încă o dovadă concretă a faptului că Iveco rămâne dedicat îndeplinirii angajamentelor asumate, fiind un furnizor de încredere pentru clienții săi.